Suntem calificați la campionatul european de anul viitor din Germania și asta e tot ceea ce contează, nu? Bun găsit, dragi prieteni! Vestea cea mare este că România e calificată la campionatul european din Germania de anul viitor. Această pastiluță este înregistrată intenționat, special înaintea meciului cu Elveția, ăsta decisiv, pentru stabilirea ierarhiei în grupă, pentru că ambele echipe sunt calificate. De ce am spus intenționat? Pentru ca nu cumva să băie după război, mulți vitesa arată, bravo, m-ați așteptat, vedeam că ne calificăm, s-a rușat și a început să faceți pastile. Știți foarte bine că aici și la noi, în căsuța noastră, la pastile, tot timpul am vorbit despre Naționala României. Adică nu prea merge asta că suntem acum șmecheri la spartul târgului să arătăm că am fost aproape de echipa națională. Am spus că nu sunt cele mai frumoase meciuri, că nu sunt cele mai interesante victorii sau rezultate, dar că tot timpul am rămas, cum îmi place mie să spun, cu gaura de la covrig în dreptul înfrângerilor, adică zero, repet, cel puțin după 9 meciuri când noi înregistrăm acest material. Și am zis să mai stăm puțin de vorbă și să vorbim ce înseamnă o prezență a echipei naționale a României într-un campionat european. Atenție, deci am fost în 84, punea Mircea Lucescu, doar 8 echipe, apoi am fost în 1996 generația de aur, 2000 tot generația de aur, 2008 și 2016, da? Avem și noi niște meciuri pe aici, destule, dar cred că sunt 16 meciuri, pentru că o singură dată am ieșit din faza grupelor. Dar ceea ce contează mai mult e că avem doar o singură victorie. Deci de fiecare dată când am zis noi că acum ați văzut că se vorbește, da mă, și o să mergem la europeni și ce o să facă, mă, opriceni echipa asta. Acum, fiind răutăcios din fire, glumim desigur, vin și eu și întreb și alealte ce au făcut. Da? Pentru că avem o singură victorie, cred că este acel meci senzațional la care am fost, ca să mă dau și eu mare. 2000 Charleroi, România, Anglia 3-2 cu Owen, cu Shearer, cu toți băieții, când a luat gănuță ganezul mingea și a marcat din penalti. Avem așadar destule participări în ultimii 30-40 de ani, numai că nu am putut trece de faza grupelor, iar acolo unde am trecut, respectiv în acest campionat european din 2000 de care vă spuneam, am dat cu Italia, meciul s-a jucat pe Hazel, pe Robudoin, și am mâncat bătaie cu 2-0, fiind ultimul meci al lui Hagi, pentru că după aia a fost eliminat, adică a fost eliminat de pe teren și nu a mai evoluat la echipa națională. Ceea ce contează cel mai mult este că suntem acolo, că de va fi să fim de pe locul 1 sau de pe locul 2, asta contează, nu contează mai puțin, contează mult în urnele în care vei fi în tragerea la sort propriu-zisă, dar noi trebuie să fim mândri și bucuroși că am ajuns acolo. Mulți au spus, bă, grupa ușoară și așa mai departe, să nu uităm că Polonia nu este la acest campionat european, să nu uităm că Albania termină ori pe primul, ori pe al doilea loc într-una dintre grupe, că Moldova a avut șanse mari, că Norvegia așteaptă să vadă care-i treaba cu coeficienții, cu Nation League și așa mai departe, deci sunt destule echipe care au rămas acasă. Specialiștii au început să facă, nu, când spun specialiștii nu sunt ironici, să facă niște urne, să calculeze, să așeze cum am putea pica în cea mai ușoară grupă sau în cea mai grea grupă. Asta, repet, contează mai puțin. Băieții și-au văzut de treabă, n-au fost ca Ciolo Simeone, n-au avut tot timpul cel mai frumos joc din lume, dar ceea ce contează este că România se află la campionatul european din Germania, unde băieții ăștia pot face o figură frumoasă. Hai România să nu mai începem cu băie că e joc inestetică și alții, că dacă te uiți la meciurile lui Ciolito, nici de acolo, sau ale Italiei, nu nebune. Ce voi compari Italia cu România? Nu. Ziceam așa ca rezultat și ca stil de joc. Hai România, oricum o să o ținem mult și cu pastiluțe și cu tot ceea ce avem de făcut până în 14 iulie, când are loc campionatul european, dar cu siguranță și mult timp înainte. Vă pupă, Cătălinuș, numai bine, la revedere!